Doamnele la iarbă. Normal, dădeam drumul la pui, dar cum sigur că așa... Sunt numai fetele libere? Cum? Numai doamnele? Sunt libere? Da, am doi cocoși pe stradă, bătrân care sunt înăuntru, mai am... A. Nu, le-am lăsat, uite cum au peinele pe spate. Da, da, da. Văd că sunt calcate. Ceva pisi. Nu e frumos ăștia. Au ce pere frumoase are aici, Cosmin. Salut! Îmi bagă pisica în mine. Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Ne aflăm la Cosmin, în livadă, mergem la păsări. Să vedem găinușele și ce mai are pe partea de găini. Cele mari văd că sunt libere. Brahma. O livadă foarte frumoasă, o grădină mare. Ia uite, vin și găinile după. Și pisica. Și ascute ghearele, bate vântul foarte tare. Sper să mă aud. Sussex și Brahma. Și am văzut și o găină de... Nu mai știu. Prin spate, uite și padoanele. Padoanele. Porțelan. Asta înseamnă spațiu adevărat. Na, fiecare după posibilități. Ce fain să văd așa libere toate. Da, e vântul ăsta. Vântul, da. Nu prea le convine nici lor, dar... Au ce moț mare are alba aia. Da, au. Și asta ultima serie, par mai mici? Da, sunt mai mici, mai mici. Am vreo 4 care sunt mici aici. Care i-am ținut așa, au ieșit cu creastă și așa, o să țin de tăiat. Și... Dar ce au creastă? E defect, e strâmbă, da, e... Da. Dar nu ar fi trebuit să aibă creastă deloc, dar cred că de la consanguinizare a fost asta. Aha. Și așa de prin iunie pe ăștia doi ăla și mai am un pui. Da, și au rămas micuți. Da, și restul prin spate, adică sus, că le-am dat drumul și au tot partea din spate și vin. A, vin pe dincolo. Până acolo, știi? Mhm. Aici am tăiat de brahma. A, trebuia să le dau drumul la... Da, le dai curând, acum le dai la alea mari. Nu, 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 sau nu, cum? Le dau drumul, dar a fost vânt afară și prefer să nu mai dau și trebuie să și plec undeva pe la 7. Am înțeles. Și ți-am zis că și singur acasă și nu poți închid până la 8 și de asta. Da, 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 păi el intră după când se întunecă, nu mai stai să le, jumate, să le fugărești. Pe la 6 jumate trebuie să plec și... Bună, mă, și dacă era frumos, mi dădeam drumul, dar cu vântul ăsta... Nici lor nu prea le convine că stau închiși, dar... Azi nu vă luați porția la plimbare. Stai un... ce culoare exact? Un albastru splash, da, așa e... E o combinație cum ar veni să îi mai spre deschis. Nu, nu, e splash de albastru, că așa? Albastru îi dă și splash. Uite, am un cocoș aha, aici. Splash de albastru. Puși pe strate de lucru. A, da, uite. Acolo mai e un cocoș o pui că înăuntru dintr-o serie mai mare. Da, da, da. Am apucat, vreau să mătur pe mai plată. Și din așa trebuia să mai dau, dar n-am avut. Frumos cum se vede. Mai ales spre coada acolo, cum bate, reflectă spre albastru, mai ales acum și nu e nici lumina ca afară, ca să vadă nu, cum trebuie. Chiar îți mulțumit din ce am scos anul ăsta, adică chiar îți foarte mulțumit de ce am da, scos. Toți aceeași serii sau? Uite, sunt câțiva mai mici, cum pui ca asta, aia, sunt vreo
3 cocoși și 6-7 puici, mai sunt pe acolo, da, da, care se mai mișcă 3 săptămâni. Și ăștia care sunt din iunie. Deci ăștia vreo 2 luni jumate. Da, ăștia din iunie. Am scos eu, cum i-au luat o găină bătrână și sunt toți scoși numai dintr-o găină. Și da, asta, că din asta am un singur pui anul ăsta pe care l-am învățat, un singur pui mare încolo din ăsta bătrân și toți ăștia am scos din el și dintr-o găină. Am din coace, bine, asta am păsat șasii. Așa, uite, vezi că aici tu se extrea mai tine încă, așa că îi lasă în vie. Da, da, da. Aici le dau drumul. Ăștia care erau... Nu, erau abia scoși. Nu, cum se numeau? Combatant indian. Așa, combatant indian ăștia mai mari. Nu prea se văd bine că-i via, da? Da. Mhm. Da. Le dau că via nu mai sunt struguri și... Da. E și asta e la năpărlire, se vede. Nu, abia crește părul, că a fost tuns. Ai tuns-o? Am tuns-o. Ai tuns-o la piele? L-am tuns-o la piele aproape, că mi-a intrat în lipici din șobolani. Aoleu. Și am găsit de două ori cu plăci de la pia și a ajuns până la piele. Am avut și eu cu sezul. Da, și la mine una. Săraca că am și ciupit-o undeva aici. Bine, nu eu, că am dus-o la un bani. A stricat săracul cu 3 lame de la din mașină ca să o tundă. La mine... lipiciul până la piele și făcuți l-o luat de aia, nu mai avea ce să-i facă. Da, da, te cred. La mine și-au prins tot așa pe o labă, pe o parte, pe toată asta, mai... că bagă pe desubt, pe sub, să tragă. Ăla e cocoșul de padoanul bătrânul. Ăla-i? Ba, da, ce e albicios așa, da, e. Da, sau cam... S-a diluat sau mai albit, știi? Nu se vede că e lumina pe partea aia altă, dar... Și ăsta e un cocoș de combatant tot așa, îl băteau ăia doi de Sussex, am și doi de Sussex mari. Ăștia sunt din aia care i-aveam atunci, care ai fost tu, care erau da, mai bolnavi. Aha. Nu, dar și-au revenit toți și mi-am în spate ce-am păstrat, am mai dat după. Și ăștia tot așa, ăsta e din aia mari, din ianuarie, tot așa, ce-am păstrat. Mi-am păstrat trei cocoși și trei puici. Și ăsta e tot speci, nu? Da. Se vede așa spre roșu. Asta îmi place foarte mult, e foarte roșu. Da, asta mă uit. E foarte... Mm-hmm. Așa se păstrez tot. Nu se vede culoarea, că reflectă. S-au băgat acolo în ăla, dar oricum eu le văd așa. Da. Sunt frumoase. Așa, da. Mm-hmm. Da, e frumos. Nu prea am văzut așa culoarea asta la ea. Și albaștii ăștia sunt foarte frumoși, da, cel puțin. Și ăsta, da. Anul ăsta vreau să lucrez în mare parte cu păsările mele, nu vreau să mă aduc aproape nimic. Uh-huh. Am vorbit cu un băiat la Timișoara să-mi trimit un cocos sau doi de albastru și o să-i dau eu la anul. Și cam atât. Chiar nu vreau să aduc nimic, cât posibil. Lua să nu-i place deloc un box, nici unul, nici la altul, dar... Da. N-am de ales. Dacă deschid acum puțin să vezi cum sare pe aici, că n-ai cum, aia e de bracul mai ușor, dar asta mi-e de fiecare dată, că nu umblu, trebuie să închid ușa acolo, să lasă sara afară, schimb apă, pun mâncare și avea după trebuie să-l prind la loc să-l pun că... Îți mai viu, ei. Boară de... Da. Ce frumoasă Argentina, am văzut o puică acolo. Aia lavandă? Bărboasa aia, da. Aia e foarte frumos, aia îmi place. Îți de-astea, cum îi zice... Un fel de struma, de... Struma bantam, da. Ceva de genul, nu? Da. Stai pe partea aia. Oricum, au fost mai problematice, adică mă așteptam să fie mai simplu cu ei, da? Au fost problematice, da? Bă, poate am greșit și puțin, că până acum, până la vârsta asta, le-am dat numai mâncare ca la brahmi. Și am avut una de asta de midiflori care mi-a murit și chiar am fost curios să o desfac, să văd care e problema. Și am găsit un ficat în ea, cam cum e la o găină normală, ca să înțelegi. Uh-huh. Ceea ce nu era clar normal pentru o pitică, știi? Da. Bă, nu am exagerat cu proteina, adică ei au vreo 4 luni ăștia, 5 luni, știi? Oricum au mers bine ca și dezvoltare. Acum... Da. Bă, n-am mai crescut pitici așa mulți până acum ca să... Așa, și acum le dau numai urluială simplu, fără nimic. Da. Hai pe partea aia, te rog. Da. Și mi-am păstrat, am 10 pui. Uite și asta ce fel e caragios. Da, am o grămadă, am ceva cocoș, am vreo 10-12 pui și... E tot pitic, da, nu? E pitic. E pitic, e pitic. Da, asta mai ușor puțin. Păi asta văd că nu mai are decât o pană, e năpărlită. Nu, nu e năpărlită, să ciugulez, de asta le și dau drumul, ca să-i ziceam lui Alex. Îi țineam închiși când mai bătea vântul când astea și mă omorau când da. Și acum le dau drumul la toți, nu mai țin nimic închiși.
Da, chiar că uite ce urătesc pe cozi. Da, deci toți au ciugulit cozi de țap. Padoanele îmi place ce am reușit să scot, adică că am reușit să scot, uite cum sunt alea cu moț negru, știi? Adică da, foarte puțin alb ca să poți să dilui. Aia prima mai din față. Da, da, da. O văd. Și am câteva bune. Da, da. Oricum, astea o să le țin pe toate. Da, ai multe. Ai, am ai scos ceva. Am 10 cuici și 6 cocoși. Am mai dat din ei, a fost vreo 30. La padoane. Da, din ăștia chiar am dat. Și asta are moțul mare tare. Da, da, am câteva cu moț, cam puicile pe care le-am ținut toate cu moț mare. Asta, astea cu moț alb au moțul foarte mare. Da. Asta, aia de acolo. Mai sunt și prin cocoși. Astea sunt câteva care am scos eu din prin cocoși din de flori. Deci de asta, una de asta am avut care am murit. Și avea uite asta mult ce mai mare decât ar fi trebuit. Iar că surătii n-au cozi. Da, surătii fără coadă, dar le crește, că acum ai și năpârlirea. Uite, nu mai penis pe jos, așa și la mine, că na, e perioada acum. O să renunț, vrea cineva să ia 3 perechi. Am vreo 9 cocoși și am zis că dacă vrea cineva îi dau cui vrea gratis, că n-am ce să fac cu ăsta, adică nu mai am ce să fac cu ei. Deci ăștia toți sunt cocoși, îți brahma pitic, nu? Am 9 cocoși de brahma pitic și 3 pui, știi? Uh-huh. O să ia cineva 3 perechi, îi dau 3 pui și 3 cocoși, restul de 6 cocoși. Îi donezi. Mai da, e stânga-ndreaptă. Uite ce frumoasă e și asta de aici, de lângă. Da, uite, mai am un pui acolo care are ceva. Și aia sunt deosebite. Stai, au culori frumoase. Ți-am zis, mă așteptam în principiu să fie mai simplu cu ăștia pitici. Da, adică... Da. Și știi când încep să îmbolnăvească de multe ori? Deja când sunt mari, pe la 3-4 luni, nu da, când sunt mici. Am avut oricum ceva probleme cu ei respiratorii și așa, adică am avut... Da. Cu ăștia pitici. Și mi se pare mult mai greu decât la ea mari, pentru că e tot în miniatură și laringi și tot și au tendința mult mai repede să agravezi da, problemele, știi? Am zis că am vreo 3-4 uite la așa cu roșu, îl țin, am vreo 2 barați. Da, e frumos și pe încălzătură tare și pe moț. Am ăla, am 2 barați. Am unul care îmi place foarte mult, dar nu văd. Uite și asta ce bobată-i. Baratul ăla de acolo. A, prima care stă jos, aia. Sau nu, ăsta e baratul. Da. Da, aia ce e? Asta e o bobată, așa, cum se ar numi? Pestriță, nu? E barat într-un fel, e între, știi? Între bobat și barat. Este frumos de prezentat mai de aproape, dar nu stau așa ele. Au niște culori superbe. Uite și aici un cocoșel alb. Nu, chiar au scos pui frumoși tare. Deosebiți. Am, dar ți-am zis. Uite, baratul ăsta e frumos, tare și pe creastă, da, e deosebit. Ăsta baratul cel, ăla cu portocaliu și cu negru. Da. Gata, 3 cocoși. Am unul din mic, am mai dat, am dat la cineva o dată când eram mai mic, vreo 4 de cocoși, ca două. Am ăla roșu acolo. E una, uite, are creasta jumate alb, jumate neagră aproape, da, și ai... Da, am o padoană care aia îmi place foarte mult, asta. Nu prea are moțul bun. Da. Nu are un moț așa corect, știi? E cam mic moțul. Vezi, și nu e așa rotund, are un moț ciudățel. Da, e pe o parte parcă... Nu e așa globulos. Dar mi-a plăcut foarte mult că e mare. Băi, chiar sunt frumoase, sunt deosebite, așa. Nu știu la care să mă uic, mai văd câte una așa, câte o culoare. Sunt vreo 2 da, ăsta da, ăsta e neapărat de păstrat. 2-3 cocoși. Da, am. Mi-au plăcut și neagra asta, cu guler galben așa, auriu. Și aia e frumos. Mai sunt și pe-n partea aia. Da, acolo am aia discutex. Yo, ce frumos e și aia, parcă e pinguin. Aia neagră. A, da, da, da. Ce tare e aia. Deci ce frumoase. Da, și la vanda, dar stai, uite asta. Aia ce simpatică, parcă e pinguin. Poți să o prinzi? Nu știu, în partea, băi, ce simpatică e. Astea se prind ușor, știi de ce? Că nu văd. Da, ce deosebită e. Ține mai jos, că e lumina. Așa. Ce frumoasă e. Călțată ca lumea. Moță mare și barbă. Cu totul.
Da, frumoase. Mm-hmm. Am avut o barată foarte frumoasă, dar a mea a murit cu moș foarte mare și așa era, cred că sorul cu cocoșul la barată. Se simte, dar are gâlmă. Da, aia lavandă îmi place cel mai da, mult. Da, da. Îi scoate așa. Am văzut-o. Iese. Da. Uite și pe asta, vezi, zici că e pinguin pe jos cum stă. Nu, aia mai mi se pare. Da, ia, da, e deosebită. Care asta are cel mai mare moș. Asta are cel mai mare moș, da? Da. Dar chiar e mare, ce-i? Cât pumn, e, e mare tare. Nici nu văd săracele, nu... Da, am o albă, pitica albă, scoasă anul ăsta din ultima serie. Nu exagerez, cred că cam așa are moță de mare, foarte, mai nici, poate nici chiar, dar mare. Pentru 4 luni, uite, dacă o iei în mână, are un kg ceva deja, el cum e mai mult nu crește, știi? Da, să știi că... Papagoanul oricum nu crește mai mult. E frumos, da. Cât maturi. Zici, faci ca la copii. Da. Eu și cele mai făceam la moțatele mele, le tăiam pe parte cu foarfeca. Le tăiam laterale ca să vadă și ele. Nu, le-am mai tăiat, le-am lăsat așa. E scurci. Da. Frumos. Am 10 pui de astea tineri și mai am alea 6 bătrâni și o să țin vreo 15 ani. Mhm. Ai și spațiu, n-ai. Ce caragioasă așa, simpatice, fără coadă. Are moțul în față și fără coadă, știi, gen? Cum ar fi? Ca un fel de araucana, se face așa o invenție. Araucana cu moț mare, n-aibă deloc coadă. E, poți să te apuci, dar și pentru mine combin. Timp, știi? Da. Poți să te apuci să combini. Oricum aș vrea, mă gândeam la piticii să folosesc un cocoș de paduan, dacă o să am unul mai mititel puțin, știi, să rămână... puțin mai mică. Ăstea mari, cum îl am pe la bătrân și ăștia, o să facă mari, știi? Da. E prea mari pentru ele și nu o să poată să... Da, să le combin ca să dea moți mai mari la ăstea. Da. Îți dă moți din ce în ce mai mare. Mhm. Și în partea asta zic mai... Mai am niște sunt, exemplu, și combatant. Serii mai mari sau mature? Ăsta e din prima serie. Ha, prima serie. O pui ca aici? Da, măi, frumosule, care e treaba? Care e treaba, Barosani? Ești mai mare decât mine. Îi bate soarele în direcția aia. Sunt mari cocoși, sunt frumoși. Nu, am frumoși, am ținut 2, am avut vreo 3. Am ținut vreo 4 cuci, am dat. Da, ceva vreau să țin vreo 10 și de sus. Anul ăsta am vreo 11. Da. Ai, din toate, cred că ai câte, ai 200 de păsări, ai peste. Nu. N-ai 200 de păsări? Eu zic, 150 ai. Da, da, cam așa. 150 minim ai. Păi sunt... O, ce-o luat-o salcea? 50 numai pitici aici, cred că aproape, vreo 45. Sunt. Și mai sunt vreo 50 lejer. Să vezi așa, de la ochi. Ce frumos a făcut salcea asta, cresc. Deci... Da, asta uite pe grinea mea, s-a mai avut una așa asta, am avut una acolo să cam uscat, uite, alea de la găini de acolo s-au început să usuce, adică aproape s-au uscat atunci acolo, alea văd că acum au dat. Dar o să li tai de tot. Astea care nu prea au mers, li tai de tot și se dea din nou. La asta, astea două au mers super bine. Da, la asta doar să o micșorez să fie mai joasă puțin. Dar de fapt, oricum, mai joasă, scuze-mă, ca să-i tai crengile astea, să zici că se ridice mai sus, dar... Da, chiar că e... Mi s-a rupt la jumate, vezi? S-a rupt de acolo și-a dat din nou. Da, da, chiar că... Dar nu prea apuc să crească că o mănânc astea. Da, da. Hai, spațiu, zic mereu și o să-ți mai zic de câte ori vin. Îmi place cum ai curtea mare tare. Și o grămadă de păsă. Mai am o salcea acolo, tot așa era să susuce, a dat din nou. Și nu costa, nu costa, a fost uscat în primăvară. Da. A vrut să fost tare și uite-l acum. Și-a revenit. N-a fost nicio nucă, nimic, dar măcar și-a revenit. Da, nu, ca asta în 2 ani se face ca ăla mare, frumos face. Crește. Am mai avut copii, uite, de pildă ăla nu știu ce, agut sau nu știu ce. Ăla așa pare, da, dud, agut. Dud, și l-am tăiat de fiecare dată, și-am zis, bă, nu-l mai tai de acum, lasă-l așa. Las măcar pentru pui acolo să aibă umbră. La umbră, da, păi îți prinde bine aici la păsări, au umbră peste tot când stau.
În ce frumoasă albastră? Bă, asta trebuie să o tai oricum. Tot așa mi-a ieșit cu creastă. Păi asta văd că e... Trebuie să o tai. Cred că sau o țin, o duc la bunica undeva, nu știu. De ou. Mica mine să o tai. Da, e frumoasă pe culoare. Da. Băga pe desubt. Cam asta e, dragi prieteni. Păsările lui Cosmin, niște păsări foarte frumoase. Uite aici una faină. Combatant indian. Frumoasă. Și asta. Asta a fost un pui cu probleme când era mic. Da. Da, era foarte mic față de ceilalți, știi? De, și a revenit, merge. Da, nu, dar cât a fost, după aia și a revenit, știi? Da, e deosebită și culoarea. La toate sunt frumoase culorile așa pe ele, zici că sunt pictate. Faine. Cam ăsta e videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!